începerea concursului de trântă QS aici. Sparta Tehnica invită sportivii la luptă prin muzică. Ne aflăm la concurs de Cureș. Cred că e o tradiție, îl avem pe organizatorul principal aici. Unul dintre organizatori. Spuneți-ne ceva despre concurs. Care alături de domnul Gelile Serghe, președinte de Uniunii Democrate, atât alături cum spuneam din România, organizăm împreună cu conducătorii locali ai Uniunii noastre tradiționalul concurs de luptă de Tereș Cureș. Cam da. Fiecare an, cu ocazia zilor orașului Tigripion, comunitatea organizează și o astfel de manifestare, manifestare care, după cum vedem și noastră, se bucură de un succes deosebit, o participare numeroasă. Să sperăm că și sportivii vor fi la fel de numeroși ca și spectatorii. Da, îmi place organizarea. Alături de organizatorul local și central, în speță domnul Duaginael și domnul Gelile Serghe, avem prezență locală, consilier local, deputatul în Parlamentul României din partea Uniunii Democrate, tătarul, cum spun din urmă, domnul Ahmed Barol, domnul Ismael Timucin, care și altfel și el în staful tehnic, este patronul firmei COCAI, firmei de pază și protecție, securitate. Și nu în ultimul rând, foarte mulți luptători, vechi luptători, care au dus faima luptelor tătărești pe aceste melea. Da, dacă puteți spune vreunul care a fost depistat prin... Hai să ducem ca o traiție, dacă un fapt care se întâmplă an de an, prezența sau interesul pe care îl arată fostul vicecampion olimpic și multiplu campion mondial, domnul Nicu Gingă, care a ținut să fie alături de comunitate, nu numai la activitățile religioase, cât și la activitățile sportive. Sportive. Dacă ne puteți spune vreun sportiv care s-a lansat prin trântă, prin această Chiureș din... Avem sportiv consacrat deja. Vă rog să ne-i amintiți. Cel de risc care în urmă cu 3 ani a devenit vicecampion mondial la lupte Tătăriș-Cureș în Uzbekistan și un alt participant Ali Elvis, da. Locul 4 la campionatul mondial de cadeți de la Astrahan din Rusia. Bravo! Și care s-au fost remarcat prin lupte din zonă, tot așa? Părvulescu Mădălin, Părvulescu tatălui Părvulescu, Ciupercă Gheorghe. Ciupercă de aici, da. Ciupercă, campion național de lupte și campion la aceste lupte. Recunoscute din zona asta Mehmed, în afară de Draica și ceilalți postăcă Alessandru. Mehmed Ender, vicecampion mondial, da. De mai multe ori. Dar foarte mulți luptători care momentan... Da. Deci ați avut secție bună și bănuiesc că dumneavoastră ați făcut lupte. Da. Da. Fost bravo. Eu național de lupte libere. Lupte libere, da. Și în anul în care sportivul nostru a devenit vicecampion mondial... Cine a fost primul antrenor la dumneavoastră? La categoria vedere am luptat și eu în Uzbekistan acolo și am devenit vicecampion mondial la vedere. Da, știu că de aici, din zona asta, la Târgoviște, a fost un antrenor mare care s-a lansat. Dacă îl știți, îmi scapă numele. Sitomer Azis. Azisi, da. Și dacă ați avut... cine a fost primul antrenor aici la dumneavoastră, de exemplu? Primul antrenor de lupte Ludu? În Constanța a fost domnul Constantin Ofițărescu. Ofițărescu, dar la libere? Care a deschis calea luptelor. Elevii lui participând la competiție au devenit după aceea antrenori și
Bineînțeles că s-a dezvoltat. Bine, văd că aveți treabă cu înscrierile aici. Sunt înscrierile libere. Fiecare vine la noastră să înscrie. Competiții noastre. Câte categorii aveți? Sau cum aveți? Avem trei categorii de vârstă. Prima categorie de vârstă 15-18 ani, după aceea 19-23 și peste 23, ca 3-8, unde se pot participa toți sunt. Premiile, am văzut. Premiile sunt tradiționale, așa cum da. Bănuiesc că știți, pentru câștigător Marele Batal, iar pentru locul 2, învins, tradițional Bairac. O crengă dintr-o copac împodobită cu efecte de vestimentație. Da. Sportivă, civilă. Bravo. Deci vă doresc succes la concurs. O să mai filmăm și din timpul concursului. Tătare, în fiecare an de zile orașului Tinkerville, unul din evenimentele cele mai importante sunt aceste lupte și au un succes, așa cum vedeți și dumneavoastră, publicul este doritor în fiecare an din luptători care s-au afirmat la Tinkerville sau confirmă aici. Pentru că este un sport cu o tradiție deosebită, veche, poate chiar milenară. A prietenilor noștri din comunitatea tătară, niște oameni deosebiți și prin ceea ce au înfăptuit înaintașii lor și ei prin comportamentul în comunitate. Vreau să vă întreb ce alte manifestări aveți de ziua orașului? De seară va fi un spectacol foarte frumos care va fi invitat Bănică Junior, Ștefan Bănică Junior. Bravo! Cu formația completă va fi un spectacol pe care l-au prezentat și la sala Palatului din București, așa că alături de alți invitați cu un program variat, așteptăm pe toți doritorii acum sau anii viitori când au ocazia să vină în Tinkerville la acest foarte moment. Bine, uitați că noi ne-am oprit special ca să participăm la zilele orașului. Și să arătăm prietenii din satul mare. Bine, bravo! Mai arătăm a început concursul. Se pare că cel în galben a câștigat anul trecut. Să-l vedem. Pentru că două perechi intră odată. O miză mare, tradiție mare, veche. A câștigat și anul acesta. Thank you.
galben am luat anul trecut. Nu, dar hai să lăsăm. Aha. Asta-i firma, hai să auzim. Vedem. Tot așa, așa e așa de genișe. Aha. Păi dar la văd cine e din genișe. Bravo. Arbitru. La categorie Salim Kemal cu Dinu Dumitru. Thank you.
câștigător, Salim Kemal. Dăm organizatorii să aducă premiile în arenă. Va avea loc imediat festivitatea de premiere, care va fi oficiată de domnul primar Tan Adrianu, primarul orașului Tigrigel, împreună cu consiliul local Ismail Timucin. Ia, întoarceți mielul să-l filmăm aici. Pe lângă calitățile de mare luptător, atât știe să trădească și bebezul. Demonstrează și calități artistice de dansator. Iată cum se poate simți spectator, că și sportivii din orașul Tigrul se devine campion. În continuare, stimați spectatori, urmează înscriere la categoria 19-23 de ani. Deci tinerii care doresc să înscrie la următoarea categorie, de asemenea și sportivii care au luptat la categoria. Sportivii vor primi și premii în bani, locul 1, 300 de lei, locul 2, 900 de lei, locul 3 și 4, 100 de lei. Cea de-a doua pereche, Bobe Paul cu Coșnuc Dan. We'll be right back.
Thank you.